mai veni vreodată tatăl tău. Va veni, mamă dragă, va veni. Stai de 4 ore cu ochii îndepărtați. Stai nemișcată ca să vină tatăl tău? Dacă stau aici, va veni. Va simți și va veni. Gândul meu îl va aduce pe okay. Gândul tău. Gândul tău. Vin de dragă și privește în zare. Nu e el? Ui, uite pe asta, e de rău, mamă, se întoarce. Vremea trece și tătălul nu-și mai arată ochii la noi în bătătură, fata. Hai la culcare. Tatăl nostru, care nu ești în cer. Ia zi-mă, mai crezi în Dumnezeu? Mai crezi, mă, în Dumnezeu? Facă-se voia ta. Te mai rogi? Precum în cer. Te mai rogi, mă! Nu mă lua să te ceri în față. Zi-mă! Nu astăzi! Doamne! Este cu mult mai prejos de mărțime pentru tine acestui popor. Stau cu mâinile întinse și cu ochii umezi, căci la atâta amar de vreme nu am văzut un loc mai rodnic duhovnicește decât această închisoare. Aici drumurile noastre mi s-au încrucișat, pe semne că aici este un edificiu de sfințenie în altarul răscumpărător, în care trebuie să vedem însuși voia lui Dumnezeu de mântuire. Sunt sigur că această închisoare este de fapt o școală a rugăciunii care va rodi cu adevărat în mijlocul acestui popor.